Bravo, luptă corectă, nu loviți în spatele capului, nu vă băgați degetele în ochi, bateți palma, succes! Timp! Între Valentin Roma și Nicușor Ganea a dat o directă, dar a sărit și Nicușor Ganea. Parcă imaginea asta, nu știu, am avut un deja vu cu Iadi Trechepasa și Stani Dache. Bine, poate nu știu cât de ok e comparația. Valentin Roma îl provoacă pe Nicușor Ganea la luptă. A încasat o direcție. Dar eu mizez pe coțul albastru că Valentin Roman va câștiga această luptă. 18 ani versus 21 de ani, apropiați la înălțime, Valentin Roman, Nicușor Ganea, în această seară, al treilea meci. Iată că vrea să-l pună la pământ. Nu știe cum se face, dar încearcă. Ar trebui să se oprească din strâns pentru că îi vor ceda brațele și va obosi tot mai tare. Mai hai bine. Să vedem că s-au desprins, acum să vedem cine e. Valentin Roman este elev, nu vezi ce fibrat este de la ținut Dixon mână la școală 6 ore. Ăsta, de exemplu, muncitorul construcții Nicușor, sigur, a bătut fierul beton acolo, s-a făcut bine. Acum vom vedea cine câștigă, cel cu fixul sau cel cu fixul. Se merg la sala de forță, dar nu au avut legătură cu sportul de contact. Sunt două sporturi diferite. Nu ce să zic, sunt curajos și amândoi. Mie îmi place și ele, Francis Vizil. Amato, credeți că o să rămână fără runda a doua? Dacă o să continue așa, probabil pe la finalul rundei a doua, dar eu îi văd destul de bine deocamdată. Se vede că au mai temperat ritmul, au început tare, au mai temperat și au dat seama și ei că nu pot să lucă așa. Mă place ca o tehnică, băieții, am văzut o imagine foarte interesantă cu Valentin s-a apărut la păranță, în același timp i-a lansat un pumn așa chiar frontal lui Nicușor Ganea. Par foarte pricepuți, exact cum a zis Sebastian Miru, puțin mai devreme, n-ai spune că sunt amatori, parcă vor să dea tot. Nu, și se pare că vor să ne spun să dea tot ceea ce pot și tot ceea ce știu în această cușcă seara asta. Un meci foarte frumos, un meci de combat până acum. Mi s-a amenajat. Îl văd mult mai obosit pe Nicușor Ganea, vrea să abandoneze. Uite, clar, a abandonat. Exact cum așteptam, nu am apucat să zic că este foarte obosit. Foarte rușinos să abandonez pe fond oboselii. Cred că mai erau maxim 10 secunde sau nu știu câte secunde mai erau. Se vede lipsa de experiență. Și puteai să respiri în pauză și continuai în a doua repriză. El a simțit că nu mai poate, nu mai țin picioarele, îi tremură. Ce a zis? Gata, nu mai pot. Până acum avem cel de-al doilea meci abandonat în a doua repriză, din câte știu. Prima s-a decis, da? În prima repriză, a doua repriză. Ladies and gentlemen! Acest meci este câștigat de către colțul albastru, Valentin Roman!